Klaus Iohannis o bag, nesubliniere din pe Viorica Dencil, acuze grave la adresa premierului, a plecat fără să sufle o vorb video. Presubliniere-dintele Klaus Iohannis continuă războiul de la distanț cu guvernul sublinierei cu Liviu Dragnea. Eful statului a făcut-o praf pur sublinierei simplu pe Viorica Dencil, care a plecat în Israel fără să aibă o discuție prealabil la Palatul Cotroceni. Mai mult, Iohannis a anuncat ce îi va cere lămuriri premierului. Fiți sigur ce o să o întreb de ce a plecat paranteză închisă în Israel fără să sufle o vorb, fără să mi anunce nimic. Chiar dacă PSD-ului nu îi convine, eu sunt presubliniere-dintele Republicii. Când primim vreun memorandum o să vă anunc me, a spus Iohannis. Mai mult, Iohannis anunc ce nu a primit nicio propunere din partea guvernului în privința noului ambasador din Israel. Nu am văzut nicio propunere a guvernului. O să întreb la colegi dacă e vreo propunere de ambasador al Israelului, a mai spus Iohannis.